În 1972, Ilie Năstase a câștigat primul său US Open și a ajuns în finala Cupei Davis și a Wimbledonului. O combinație irezistibilă de talent, excentricitate și umor au făcut din Nasty, poreclă pe care a dat-o presa, un veritabil showman admirat de fani, comentatori, dar și de alți sportivi. După Năstase, tenisul nu a mai fost la fel. Prin imagini de arhivă fascinante și interviuri exclusive, cu nume mari din lumea sportivă, documentarul explorează personalitatea sa complexă, momentele de glorie, controversele care i-au marcat cariera și impactul avut asupra tenisului. Fermecător și generos, dar în egală măsură provocator și excentric, Mr. Nice and Nasty a scurt circuitat standardele rigide după care funcționa sportul alb în anii 70, devenind primul său rockstar autentic. Aceasta este descrierea documentarului Sâmbătă, 20 aprilie de la ora 16, filmul poate fi urmărit în Cinema City Julius Mall în prezența echipei filmului. Prețul biletelor este cuprins între 20 și 30 de lei.